Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Este și pisica aici cu noi, nu vrea să plece, vrea să ne acompanieze. Să știți că este un weekend foarte bun, un weekend în care vom fi foarte sensibili, un weekend în care putem să ne vedem cu rudele, putem să facem cumpărături pentru casă sau pentru sufletul nostru. Este un weekend foarte bun, cel puțin ziua de sâmbătă este extrem de liniștită, extrem de frumoasă. Ziua de duminică din nou este liniștită în mare parte, vine și cu niște surprize plăcute, avem parte și de niște revelații, chiar duminică undeva pe la amiază și undeva tot în ziua de duminică vedeți că apar și niște responsabilități pentru fiecare în parte într-un anumit domeniu, dar în general vorbind să știți că este un weekend foarte, foarte bun. Eremitul, faietonul. Da? Avem aici pentru ziua de sâmbătă, deci este o zi în care facem drumuri, poate în locuri mai ascunse, poate mergem către locuri dragi sufletului nostru. Pentru alții poate să fie o zi de sâmbătă foarte bună să rezolvăm ceva legat de o mașină, legat de o mutare. Da? E ca o conștientizare, e ca o înțelepciune foarte mare pe care o avem în ziua de sâmbătă și asta este absolut fantastic. Putem să vedem detaliile, putem să ne bucurăm așa de viață, poate chiar ne vedem cu persoane dragi nouă, persoane apropiate sufletului nostru, împreună, da, cu care putem să facem tot felul de lucruri drăguțe. Apoi avem ziua de duminică sub roata destinului cu energia generală steaua. Deci duminică apare acea lumină de la capătul tunelului, duminică lucrurile sunt ceva mai active, da, pentru că ziua de sâmbătă o să vedeți că în mare parte fie e mai plictisitoare, fie este un moment în care vrem să ni-l dedicăm nouă, sufletului nostru sau familiei, persoanelor dragi. Da? Duminică apare acea lumină de la capătul tunelului. Duminică lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Da? Duminică se întâmplă lucruri importante. Putem să cunoaștem oameni noi, putem să intrăm în contact cu oameni importanți. E ca și cum avem o ghidare în ziua de duminică pentru a ne îndeplini destinul sau pentru a face ceea ce trebuie, că în viața asta avem mai multe misiuni, chiar și să îngrijim o pisică poate să fie una dintre misiunile noastre. Da? Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și de asemenea te invit la previziunile pentru următoarea săptămână. Au apărut deja toate și le găsești pe acest canal. Ți-am lăsat playlist în primul comentariu, ai și mai jos după capitole, găsești și la secțiunea videoclipuri sau la secțiunea playlisturi. Săptămâna următoare este importantă pentru că avem o lună nouă în Fecioară, pentru că se mai întâmplă lucruri pe cer și suntem foarte bine susținuți în următoarea săptămână cu tot felul de activități. Da? Bun, dragilor, cam atât în mare parte, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și acestea fiind spuse, cred că începem. Zodia berbec. Dragi berbeci, pentru voi este un weekend foarte bun. Vă revedeți cu rudele, aveți chestiuni de rezolvat prin casă, poate chiar mergeți la cumpărături și primiți niște vești bune privind starea de sănătate a unei persoane dragi vouă. De asemenea, este un weekend bun să faci niște activități împreună cu persoana iubită sau împreună cu un copil. Ziua de duminică vine cu niște surprize plăcute pentru tine în prima parte și undeva duminică pe la amiază, fie simți nevoia să dormi, fie este un moment în care visezi frumos așa cu ochii deschiși sau primești niște vești care te surprind destul de mult. Poate sunt vești legate de trecut, poate sunt vești legate de sănătate, deci sunt vești bune. Și bineînțeles că pentru tine undeva în a doua parte a zilei de duminică pot apărea niște responsabilități pe care le-ai de rezolvat. Nu sunt chestiuni neapărat negative, dar unii berbeci e posibil chiar să luați atitudine într-o situație. Hai să vedem tarotul ce transmite, ce trebuie tu să știi pentru acest weekend. E pisica aici cu noi, uite, vrea iubită, vrea alintată, dacă s-ar putea să nu fac previziunile ar fi super. Bun, avem aici arcana majoră, diavolul și regele de spade. O conexiune cu zodia Capricorn.
Gemeni, balanță, vărsător. Vezi tu, este ceva aici care nu-ți place, ceva ce nu-ți convine și este un moment în care ți se cere să-ți învingi o teamă, ți se cere să învingi ceva anume, ți se cere să ieși dintr-un tipar. Șapte de spade spune despre faptul că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ceva nu e în regulă. Apoi avem steaua, o conexiune cu zodia vărsător, dar și o veste foarte bună care apare pentru tine în acest weekend. Steaua poate să vorbească și despre o conexiune cu zona de online, deci cu zona internetului. Patru de monede, următoarea carte. Este și un weekend în care ești foarte sigur pe tine. Da? Această veste îți oferă siguranță. Această situație îți oferă stabilitate, stabilitate materială, stabilitate, emoțională. Chiar este un weekend, dragi berbeci, în care ar fi bine să vă odihniți și să vă ocupați puțin de chestiunile importante pentru sufletelul vostru. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi, ziua de sâmbătă este foarte, foarte bună. Vă vedeți cu persoana iubită, faceți niște drumuri către un loc drag sufletului vostru, poate chiar aveți niște discuții interesante, învățați niște lucruri frumoase, poate vă uitați la niște emisiuni sau citiți ceva, vă vedeți cu niște rude și ziua de sâmbătă este absolut superbă să cunoști pe cineva, să te vezi cu persoana iubită, să-ți programezi o întâlnire de dragoste, să faci ceva pentru plăcerea ta de această dată. Ziua de duminică vine cu niște surprize plăcute și pentru tine undeva pe la amiază primești niște vești care țin de zona de online, poate chiar primești niște vești bune privind un prieten, poate ieși într-un grup de oameni, însă singurul lucru este să eviți oarecum discuțiile în contradictoriu și să fii deschis să înveți lucruri noi în ziua de duminică pentru că vei fi foarte bine susținut pe așa ceva. Poate să fie o veste iarăși care apare de undeva de la distanță și care în ziua de duminică simți tu așa că te agită. Da? Sau ai de făcut niște drumuri și nu ai chef. Regele de spade, 2 de monede, o conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este și un weekend în care îți faci tot felul de planuri, tot felul de strategii, dar unii tauri văd aici că aveți de dat niște bani sau aveți ceva important de făcut. 2 de monede spune că ești prins între două activități, două locuri de muncă, două prietenii. E nevoie să dai niște bani. Apoi avem regele de monede care reprezintă energia ta, și anume ți se cere să abordezi lucrurile într-un mod matur, încet și sigur. Ți se cere să faci lucruri pentru fericirea ta, pentru plăcerea ta. Iar ultima carte, Arcana Majoră, Puterea, o conexiune cu zodia Leu, dar este și un weekend în care tu vei simți foarte multă pasiune. Poate te distrezi, te simți bine. Un weekend în care ar fi bine să faci ceea ce îți place, dar să fii puțin atent la persoanele din jurul tău. Da? Să fii puțin atent la persoanele din jurul tău. Te distrezi, mergi la o petrecere, te simți bine, ești în largul tău. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, e un weekend bun pentru voi. Ziua de sâmbătă vă găsește cu niște activități pe care le aveți de făcut pe lângă casă, chiar pentru casă, poate sunt niște cumpărături, poate aveți dat niște bani pentru sufletul vostru, pentru emoțiile voastre. Pe de altă parte, undeva sâmbătă vă puteți revedea cu niște persoane din trecutul vostru, poate apar niște bani sau aveți de dat niște bani undeva pe la amiază, dar e ceva pozitiv, e ca și cum te duci și îți cumperi ceva. Da? Tot ziua de sâmbătă e foarte bună pentru tine să te întâlnești cu o rudă sau să te vezi cu persoana iubită, dar cumva într-un loc mai retras e pentru tine sau în natură sau stați numai voi doi, adică nu e ok să ieși prea mult prin lume. Și oricum nu o să ai chef și ziua de duminică e foarte bună pentru tine, ai parte de niște surprize plăcute de dimineață și undeva pe la amiază fie îți cumperi ceva pentru sufletul tău, fie primești niște vești care te bucură enorm de mult. Doar că, dragi gemeni, undeva duminică spre seară, fie aveți de dat niște bani, fie este un moment în care e bine să fiți atenți pe partea de alimentație și e bine să fiți mult mai organizați cu tot ce ține de finanțe. Adică nu vă apucați să aruncați cu banii pe geam, că nu-i cazul. Da?
ceva vă provoacă acolo. Dar duminică seara deja sunteți pus pe petreceri, pe comunicare, deci sunteți prinși pe tot felul de lucruri. Judecata pentru tine, 3 de monede. Te revezi cu niște prieteni, cu niște persoane dragi ție. Reiei niște studii, reiei niște informații pe care poate le-ai învățat cândva. Apoi avem asul de cupe, o veste bună pe care o primești, o emoție nouă pe care o simți, ceva se liniștește, ceva se clarifică. Ultima carte, cumpătarea, o conexiune cu zodia săgetător, dar este și un weekend cu foarte mari predispoziții spre a te împăca cu cineva sau spre a relua legătura cu o anumită persoană. Da? Reușești să-ți găsești echilibrul, reușești să rezolvi ceva anume. Văd multă liniște în cadrul unui grup de oameni. Familia, prietenii. Zodia Rac. Dragi raci, un weekend super pentru voi. În primul rând, în ziua de sâmbătă sunteți puși pe comunicare, sunteți puși pe drumuri, aveți tot felul de activități de făcut. Și de asemenea, tot sâmbătă vă puteți vedea cu niște prieteni sau puteți să faceți niște activități împreună cu niște colegi de la muncă sau împreună cu niște oameni dragi vouă. Ziua de duminică chiar vă găsește cu niște surprize plăcute de dimineață și undeva pe la amiază primești niște vești extraordinar de pozitive din partea unei persoane care se află la distanță de tine, adică în altă țară sau în alt oraș, și tot ziua de duminică e foarte bună pentru tine pe intuiție. Bineînțeles că pentru unii raci pot apărea mici mari tensiuni legate de relații în a doua parte a zilei, deci evitați pe cât posibil astfel de lucruri. Sunt persoane acolo mai insensibile din punctul tău de vedere, da? însă, dragi raci, e ok să vă concentrați pe voi. Da? Chiar un weekend foarte bun pentru tine. Foarte, foarte bun. Pajul de monede, 4 de spade. Regele de monede. Ești așa într-o pauză de meditație, analizezi o situație, îți petrești timp cu o persoană mai tânără, cu un copil, te gândești la copilul tău. Regele de monede spune despre o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Vezi că este un moment așa în care e nevoie și tu să iei niște decizii. Da? Regele de spade a mai apărut. Poate ai o legătură și cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Hotărăști ceva, să faci niște planuri legate de partea aceasta materială a lucrurilor, legate de bani, legate de mâncare, de o ieșire undeva. Ultima carte, Spânzuratul, o conexiune cu zodia Pești, dar este și un moment în care tu încerci să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Spânzuratul vorbește și despre un moment în care ești foarte visător. Da, ești foarte visător și încerci să abordezi lucrurile. Ți se cere să te bucuri de moment, nu-ți mai faci planuri și să lași trecutul ăla în urmă. Da? Fără planuri, fără iluzii, dragi raci, luați și trăiți momentul că e frumos. Zodia Leu. Dragi lei, e un weekend bun pentru voi, doar că e nevoie să vă odihniți și să nu încercați să ieșiți în evidență că nu vă iese. Știu, nu o să vă placă chestia asta pe care am spus-o mai devreme, o să îmi lăsați comentarii, unii lei, nu o luați personal, sunteți într-un weekend perfect să stați voi cu voi, să meditați, să vă rugați, să stați în natură, să stați cu persoanele cele mai apropiate vouă. Este un weekend în care fie unii lei, da, vă apucați și aveți făcut niște cheltuieli, ieșiți cu prietenii, vedeți ce faceți pe cheltuielile astea cu prietenii, da? Lăsați-i în pace fiecare cât poate. Pentru voi e un weekend bun să dormiți, să vă odihniți, să stați acolo cu persoana iubită, cu niște rude, cu cine vreți voi, dar ideea e să vă simțiți foarte confortabil, chiar și singur dacă stați e perfect. Poate mergeți undeva în natură, la o mănăstire, la o biserică, chiar v-ar prinde foarte, foarte bine în acest weekend, pentru că se pot întâmpla mici mari minuni în viața voastră. Da? De asemenea, dragi lei, pot apărea și niște responsabilități pe acolo, da, pe care e nevoie să le rezolvați, privind un copil, persoana iubită, poate o afacere. Unii lei vă dați seama că e cazul să vă gândiți puțin și la voi în această perioadă
Asta mai ales în ziua de sâmbătă. Ziua de duminică vine cu niște surprize plăcute din partea unui partener de afaceri, din partea persoanei iubite, din partea cuiva, din partea unei persoane dragi ție. Și undeva duminică pe la amiază este un moment bun să dormi, să te odihnești sau pentru lei care lucrați energetic. Duminică pe la amiază e un moment super pentru voi să faceți o curățare energetică. E superb, deci superb, superb, da? Sau o rugăciune, ce vreți voi, da? Ce vreți voi. Chiar e un moment superb și bineînțeles că undeva duminică pe la amiază e bine să, știu eu, să evitați, da, eventualele conflicte care apar la muncă sau încercați să fiți puțin atenți și pe partea asta de sănătate. Adică dacă vedeți că nu mai puteți, luați-vă, odihniți că și mâine e o zi, da, și poate cine știe o să vă simțiți mai bine. De duminică seara, teoretic, vă simțiți mai bine, da? Însă, repet, e un weekend doar pentru voi, dragii lei, să le leneviți, să vă simțiți bine, nu vă apucați să faceți chestii mari, da? Nu că nu vă ies, vă ies, dar vă consumă atât de multă energie încât o să vă reveniți foarte greu săptămâna viitoare, da? Dacă vă odihniți în weekendul ăsta, săptămâna viitoare aveți o energie maximă, maximă. Stai că s-a întors o carte, uite, asul de spade. Scrii ceva, citești, programezi ceva, pajul de spade, wow, dar ești curios aici. O activitate îți atrage curiozitatea, o persoană te face curios. Te gândești tu așa să faci un anumit lucru. Uite, e ceva legat de o călătorie îndepărtată, de un final, de o eliberare, o mutare poate. Da? Apoi avem regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar este și un weekend în care tu personal vei fi și practic. Da? Regele ăsta de monede spune despre cineva care îți poate oferi ajutorul sau poate cineva îți cere ajutorul, dar ți-am spus cât te lasă energia, nu exagera. Apoi avem 10 de cupe, o bucurie pentru tine, o întâlnire cu familia sau cu persoanele dragi ție și tot 10 de cupe înseamnă un moment foarte bun pentru sufletelul tău. 10 de cupe, 10 de monede, dragi lei, primiți niște vești extraordinar de bune în acest weekend, privind un proiect, privind o situație și asta e ok. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, sâmbătă e o zi superbă pentru voi, absolut superbă. Să vă întâlniți cu oameni, să ieșiți în oraș, să cunoașteți oameni noi. Este o zi superbă să învățați lucruri noi, să intrați în contact cu persoane care au studii mai mari decât voi, da? Care vă pot ajuta, vă pot ghida, primiți tot felul de vești bune privind zona străinătății, privind o mutare, o relocare. Deci, se întâmplă lucruri faine și undeva duminică de dimineață ai parte de o surpriză plăcută. Undeva duminică pe la amiază vezi că intri în contact cu o persoană foarte dragă ție și e posibil să pierdeți noțiunea timpului împreună. Poate chiar unii vă apucați și vreți să cunoașteți pe cineva, dați mesaje online. Ideea e că eu vă văd cu o persoană, fie că vorbiți la telefon, fie că vă dați like-uri, da, pe vreun site de socializare, fie pentru alții că vă întâlniți fizic, dar văd că ceva acolo e foarte, foarte frumos pentru voi și undeva duminică în a doua parte a zilei evitați discuțiile în contradictoriu și conflictele care pot apărea în relația cu anturajul sau în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Sunt niște lucruri acolo ciudățele. Da? Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Nebunul! Wow! Dragi fecioare, aveți energie și nu glumă, regele de monede avem aici, 10 de cupe. Dragi fecioare, o bucurie mare pentru voi, privind casa, familia, privind persoana voastră, e o surpriză plăcută pe care o aveți, o eliberare pe care o simțiți. Un nou început. Mergeți undeva foarte entuziasmați, foarte bucuroși. 7 de cupe, multe oportunități care apar pentru tine în acest weekend și tot 7 de cupe înseamnă și un moment în care ești total rupt de grup. Deci grupul ăla vrea să facă ceva, vrea să meargă într-o direcție, tu într-un cu totul și cu totul alt loc. Da? Deci sunteți în lumi diferite. Cavalerul de bâte, ultima carte, ceva te entuziasmează, ceva îți place, te atrage o persoană sau vrei să te aventurezi undeva anume, te simți eliberat, pur și simplu nu-ți vine să crezi, te simți că plutești în acest weekend.
Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi este un weekend bun. Da. Doar că sunteți prinși cu tot felul de lucruri. Undeva sâmbătă, uitați, iar sunteți prinși pe niște discuții care se reiau și care țin fie de o relație oficială, fie țin de niște acte, de un șef, de un proiect important, zona străinătății. E ceva important acolo ce voi aveți de rezolvat. Însă lucrurile se rezolvă, dragi balanțe, doar că e nevoie de responsabilitate. Da? Uite, sâmbătă seara poți să te revezi cu o persoană din trecutul tău sau poți să te revezi cu un prieten, să mergi într-un loc în care ai mai fost. Undeva duminică de dimineață ai parte de o surpriză plăcută și undeva duminică pe la amiază vezi că ești prins pe tot felul de activități, dragi sufletului tău. Poate chiar primești o veste bună privind starea de sănătate sau unii poate aveți niște activități foarte plăcute de făcut. Da? Însă, dragi balanțe, undeva duminică în a doua parte a zilei încercați să evitați conflictele care pot apărea în relația cu rudele, în relația cu partenerul. Unii e ca și cum aveți acolo o responsabilitate, aveți ceva de făcut și nu prea știți voi cum să reacționați, nu prea știți ce să faceți. Cavalerul de spade pentru tine și patru de spade. Da? Pe neașteptat apare ceva care te blochează. Da? Te face să rămâi mirat. Pur și simplu nu-ți vine să crezi. Apoi avem pajul de bâte. O activitate nouă pe care o faci, o conexiune cu un copil sau cu o persoană mai tânără, dar este și un moment în care tu privești așa visător la viitor. Ești foarte încrezător în tine. Se reaprinde o flacără într-o relație sau te îndrăgostești, știu eu, de un domeniu, de o persoană, de ceva. Ultima carte, Marele Preot, o legătură cu Zodia Taur. Un weekend în care iei niște decizii importante privind o relație, privind un parteneriat. Pui ceva în practică. E ceva legat de un drum și de a lăsa în urmă, da, tot ceea ce a fost rău sau de a da uitării o relație care nu mai funcționa pe acolo. Da. Oricum e o perioadă în care Venus, guvernatoarea ta, e fix lângă Juno și în mintea ta nu mai așa scrie relații, contracte, asocieri, parteneriate, da, clienți, prieteni, deci nu mai așa e. Și e ok că Venus e guvernatoarea ta. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi este un weekend bun. În primul rând, ziua de sâmbătă vă găsește înconjurat de oameni. Intrați în contact cu prieteni, faceți drumuri în locuri drept sufletului vostru. Puteți să aveți niște discuții interesante, da? Privind persoana iubită, privind un copil, o afacere. E ceva ce vă oferă vouă o mai mare intuiție sau vă oferă vouă o plăcere. Deci întâlniți oameni extraordinar de faini în ziua de sâmbătă și puteți să clarificați foarte multe lucruri. Dar ideea e să vă ascultați intuiția. Da? Da, iar mai am amintit de previziunile voastre pentru următoarea săptămână. Deci dacă nu le-ați văzut, vă invit cu drag să o faceți. Da? Nu știu ce se întâmplă în acest weekend, dar decizii mari ce luați voi în urma discuțiilor care au loc, în urma persoanelor pe care le cunoașteți, în urma lucrurilor pe care poate le conștientizați. Duminică de dimineață ai parte de o surpriză plăcută din partea unei persoane din casă, din familie și de asemenea tot duminică este un moment în care, uite, undeva pe la amiază, ieși undeva, te simți bine, stai cu un copil, cu o persoană mai tânără, cu persoana iubită, poți să cunoști pe cineva. Tot duminică este o zi bună să-ți faci plăcerile, da? Să mergi undeva, într-un loc spiritual sau într-un loc în care tu te simți bine. Chiar super, super frumos. Iar undeva duminică, bineînțeles, în a doua parte a zilei, încercați să evitați discuțiile în contradictoriu cu ceilalți și de asemenea vezi că undeva de duminică ești foarte comunicativ, ești pus pe drumuri, ești pus pe acțiune. Cine știe, unii scorpioni poate chiar vă apucați să rezolvați niște chestiuni importante. Încercați să evitați și conflictele care pot apărea cu rudele. Magicianul spânzuratul, îndrăgostiții, dragi scorpioni, o conexiune cu zodia Gemeni, Fecioară, Pești, pentru unii. Vedeți voi, pregătiți ceva aici în legătură cu o relație, în legătură cu un proiect drag sufletului vostru. Ceva pregătiți,
Da? Ceva pregătiți, că e ceva aici care stagnează, ceva care stă pe loc și voi vă enervați și spuneți, băi, da, ia gata, dar păi toți stau în situația asta așa la nesfârșit. Cavalerul de monede, un drum pe care îl faci pentru a cumpăra ceva, sau cavalerul de monede spune despre faptul că te apuci ușor, ușor și pui lucrurile în practic. Serios, urmăriți filmarea pentru următoarea săptămână. O aveți aici public gratuit, e pentru toată lumea, e superbă. Ultima carte, Regele de Spade, o conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Aici voi vă faceți din nou niște planuri, niște strategii. Unii poate chiar intrați în contact cu o persoană care vă poate determina să acționați cumva. Șase de monede, deci e ceva legat și de bani pentru unii. Primiți niște bani, dați bani. Negociați ceva, poate chiar primiți un cadou. Sau... intrați în contact, da, cu o persoană care cumva se gândește foarte mult la bani și atunci știți voi ce aveți de făcut. Foarte interesant. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, un weekend cu multă pasiune pentru voi. Ce mai? Este un weekend în care sunteți solicitați din toate direcțiile, într-un sens pozitiv. Atenție ce comunici în prima parte a zilei de sâmbătă. Ce comunici pe zona de online sau ce comunici în mod oficial. Da? Unii vă puteți revedea cu persoane importante din jurul vostru, puteți să reluați legătura cu un șef sau cu o persoană cunoscută și bineînțeles că undeva sâmbătă sunteți foarte prinși pe niște activități legate de rutina zilnică. Uite, și pentru tine ziua de sâmbătă e foarte bună pentru curățenie generală, în special pe la amiază. Iei și arunci din casă tot ce e rău, e stricat, e murdar. Da, tot ce nu mai este conform sufletului tău. E super, super bine, crede-mă. Unii sunteți prin, nu știu, vă întâlniți cu rudele, cu prietenii, aveți tot felul de activități. Ideea e că e un weekend plin pentru voi. Dacă nu vi l-ați programat voi să fie plin, cu siguranță se umple, da, cu tot felul de lucruri. Hai, se pare că pisica vrea să se întoarcă. Duminică, în schimb, de dimineață ai parte de o surpriză plăcută și tot duminică, nu știu, ești prins acolo pe relația cu rudele, pe relația cu o persoană din trecutul tău. Vezi că ai foarte multă intuiție, vei avea o sensibilitate mai mare și cu siguranță unii vedeți că în acest weekend puteți să rezolvați niște chestiuni foarte importante privind o moștenire, privind un partaj, privind o bancă. Bine, e clar că nu e deschis la bancă în weekend, dar măcar îți faci planuri sau ceri o părere, te mai informezi pe internet, mai dai un telefon. Poți să rezolvi astfel de lucruri, da? Poți să-ți purifici viața și bineînțeles că undeva duminică, în a doua parte a zilei, e bine să fii puțin atent pe cumpărături, dar și pe partea aceasta de alimentații. Poate ai niște bani de dat sau se întâmplă niște lucruri. Cineva te provoacă. Hai să vedem. Avem asul de spade, cavalerul de spade. Pe neașteptate aici se ia o decizie sau pe neașteptate e parte de o victorie. Cineva reacționează într-un mod foarte clar, foarte dur, foarte sigur în acest weekend. Apoi avem faietonul pentru tine care vorbește despre un drum, despre o mutare, despre o relocare, o conexiune cu zodia rac pentru unii. Puterea, am mai vrut o carte, au ieșit două, puterea și doi de monede. Faci un drum undeva. Dar văd aici că tu vei reuși să găsești o soluție privind partea financiară, privind niște cumpărături pe care le-ai de făcut. Mai văd o conexiune cu zodia leu foarte puternică, dar și un moment în care tu reușești să-ți arăți puterea în fața celorlalți, în fața oamenilor. Faci ceva pentru sufletul tău. Vezi că este și un weekend plin cu pasiune. Acum depinde ce faci cu energiile astea. Da? Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi este un weekend foarte bun. Da? În primul rând, este un weekend bun să cunoașteți pe cineva. Este un weekend bun să intrați în contact cu niște persoane care sunt la distanță de voi, în altă țară, în alt oraș, sau să învățați lucruri noi. Este un moment bun să
învățați lucruri de la ceilalți sau să îi învățați pe ceilalți. Ce să vă fac? Trebuie să fiți puțin profesor sau profesoară în perioada asta, indiferent de vârsta pe care o aveți. Mai mult decât atât, văd tot felul de vești bune care apar legate de acte, legate de o mutare, de o relocare. Deci sunt lucruri pozitive. Uite, ziua de sâmbătă e bună să o petreci alături de persoana iubită sau alături de persoanele dragi ție și duminică de dimineață ai parte de o surpriză plăcută. Apoi, tot duminică undeva pe la amiază, e o discuție acolo parcă din altă lume pe care o ai cu cineva. Poate o discuție ezoterică, poate e o discuție cu o rudă. Unii vă întoarceți într-un loc în care ați mai fost voi acum nu știu cât timp. Și undeva duminică încercați să evitați pe cât posibil conflictele cu ceilalți în a doua parte a zilei, conflictele cu toată lumea, rude, prieteni, șefi, tot ce vreți voi, evitați chestiile astea pe cât de mult posibil. Da? Hai să vedem, dragi capricorni, ia uite, am rămas cu leu. Poate ai legătură cu vreun leu. Wow, dar câte cărți au ieșit. 5 de spade, cavalerul de monede. Da? Uite, e un moment în care iei atitudine. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate e ceva legat de, de un compromis în care ești. Avem regina de bâte. O conexiune cu zodia leu, săgetător, berbec. Mai văd zodia fecioară. E ca și cum nu te simți băgat în seamă undeva anume. Sau este un moment în care cineva nu se simte, da, apreciat suficient. Cineva spune, băi, dar nu mă simt suficient apreciat. Da, m-am săturat de situația asta. Pentru unii pot fi chestiuni legate de o rivală sau de o persoană pe care nu prea o suportați. 4 de monede și cartea ta, arcana majoră, diavolul. Este un weekend în care ai o foarte mare încredere în tine și un weekend în care vei dori foarte mult să-ți impui regulile, este un weekend în care vei lua hotărâri importante și ultima carte, 7 de spade. Deci poate e un moment, dragi capricorni, în care e nevoie să mai dați și voi un pas în spate sau este nevoie să vă mai urmăriți puțin și interesul vostru. Da? Vi se cere să vă bucurați de ceea ce aveți aici și acum, să lăsați viitorul la îndepărtat că nu vă ajută. Vi se cere în acest weekend să vedeți partea pozitivă a lucrurilor. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este un weekend foarte bun. Să rezolvați tot felul de chestiuni, da, legate de casă, de familie. E un weekend bun și pentru voi să faceți curățenie generală. Nu-i pentru toate zodiile, dar pentru voi e superb. Curățenia aia de toamnă. Chiar este un moment foarte, foarte bun. Sunteți prinși pe tot felul de activități, cu persoana iubită, cu un copil, dar nu sunt lucruri negative. Alții începeți să vă gândiți serios la starea voastră de sănătate și să vă dați seama că e cazul să mai faceți niște schimbări pe acolo în stilul de viață. De asemenea, ziua de duminică e foarte bună, de dimineață chiar te trezești cu niște idei absolut geniale. Și undeva duminică pe la amiază, fie îți cumperi ceva, fie faci ceva de mâncare. Tot duminică pe la amiază văd acolo că poți fi apreciat pentru niște activități pe care le faci sau tot duminică pe la amiază poate să fie un moment bun în care te concentrezi pe plăcerea ta. Și bineînțeles, dragi vărsători, undeva în a doua parte a zilei de duminică fiți puțin atenți pe tot ce ține de sănătate și pe tot ce ține de planul ăsta fizic. E un moment în care vi se cere să vă învingeți o teamă. Spânzuratul, regele de spade, magicianul. În primul rând, simt aici că cineva vă ține în loc sau ceva vă ține în loc. Poate să fie o persoană nehotărâtă sau o persoană care vede doar partea practică a lucrurilor sau vede doar practică, doar partea asta teoretică. Și este un moment în care pentru unii vărsători teoria cam nu e aceeași cu practica. Apoi avem cavalerul ăsta de bâte care vorbește despre foarte mult entuziasm. Deci din acest blocaj tu trebuie să ieși cu entuziasm, trebuie să spui gata, fac doar ce îmi place. Mai văd aici o conexiune cu zodia fecioară, gemeni, pești, 7 de cupe, tot felul de oportunități pe care le ai, dar este un weekend în care tu vrei să fii diferit de ceilalți, vrei să faci lucrurile diferit.
Asul de monede avem aici. Un nou început. O apreciere pe care o primești. Un cadou pe care cineva ți-l face. Sau poate îți cumperi tu ceva. Apare o dovadă bună, da? Te uiți foarte frumos. Uite ce frumos te uiți la dovada asta, la locul ăsta nou, la vestea asta. Ultima carte, 8 de spade. Și vezi că este un weekend în care ești salvat la timp de ceva anume. E o persoană care ți întinde o mână de ajutor. Poate e ceva legat de bani sau e ceva legat de a reveni într-un loc în care ai mai fost. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi e un weekend superb să vă distrați, să vă relaxați, să vă simțiți bine, să vă întâlniți cu rude pe care nu le-ați mai văzut de mult timp, cu prieteni, colegi, să, știu eu, să învățați lucruri, să cunoașteți pe cineva, să învățați despre dragoste, să învățați despre iubire. Unii pești sunteți foarte concentrați în acest weekend pe copii, pe iubire, pe plăcere și este, repet, un weekend foarte bun să cunoașteți pe cineva sau să vă vedeți cu persoana iubită. Chiar lucrurile sunt extraordinar de bune, în special în ziua de sâmbătă. Duminică dimineața ai parte de o surpriză plăcută legată de cineva din trecutul tău și duminică, undeva pe la amiază, știi cum simți că plutești, da? Simți că plutești, simți că totul e roz, că totul e frumos. Pur și simplu nu-ți vine să crezi cât de plăcute sunt lucrurile în jurul tău. Alții pur și simplu aveți o stare bună, așa deodată, da? Și visați cu ochii deschiși. Poate cine știe aveți și un moment plăcut în relația cu persoana iubită, cu un copil, vă vin idei geniale. Vă rezervați așa puțin timp pentru voi. Doar că la un moment dat e un prieten sau e cineva care vine și vă trezește la realitate sau vă trezește din situația în care sunteți. Da? Nebunul, avem aici 5 de bâte și judecata. Te revezi cu o persoană dragă ție. Pe neașteptate apare cineva. Poate e o persoană, da, care, știu eu, ți-a apăsat niște butoane prin trecut și acum simți așa ca o agitație între voi. Pe de altă parte, văd și o nouă persoană pe care o poți cunoaște, dar și o surpriză foarte mare pe care o ai. Parcă ai o petrecere sau ai ceva important aici. Împăratul, o conexiune cu zodia Berbec, dar este și un weekend în care tu vei lua atitudine sau este vorba despre o persoană cu autoritate din casa ta, din viața ta, din cercul tău de oameni. La muncă, uite, poți să ai o surpriză că vine șeful pe neașteptate în inspecție, da? Sau vine pe neașteptate să te verifice. Regina de spade, ultima carte. O conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Tot regina de spade poate să vină și cu un moment clarificator pentru tine. Se clarifică ceva, se rezolvă ceva, primești niște bani, iei o hotărâre privind banii, privind niște cumpărături. Tu persoană, sau uite, poate intri în contact cu o persoană singură, o persoană care își vede de plăcerile sale, este o persoană care e ceva mai dură din fire, da? poate e o persoană mai tânără care are un caracter mai diferit, sau poate ești tu, da? Se clarifică în mintea ta ceva legat de bani, ceva legat de încredere în tine. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc frumos că mi-ați fost alături, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai frumos, un weekend în care să vă relaxați, să vă simțiți bine și să faceți lucruri pentru sufletelul vostru. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți un weekend absolut superb!